Și imediat cum mi s-a pus la obrăjor și am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardiorespirator. Vă pup, dragii mei! Ce faceți voi? Bine, sănătoși, voioși! Știu că de fiecare dată încep vlogurile așa pozitivă, dar astăzi este un vlog special pentru că este făcut pe patul de spital la Sanador și este mai mult un storytelling despre ceea ce s-a întâmplat cu mine în ultimele zile. Nu știu dacă ați văzut interviurile sau postările și mai departe, nu contează, important e că vedeți acest vlog. Așadar, cred că ați auzit sau n-ați auzit, am avut niște complicații în timpul nașterii fetiței mele, Clara Maria, fetiță care este aici cu mine. Ia priviți ce micuță și de drăgălașă, ia priviți, priviți, priviți! Doarme, a mâncat, e bine, sănătoasă, a primit nota 10. 3 kg 190, nota 10, născută pe 4 martie la ora 17:36. Așadar, este un vlog special pentru că este un storytelling în care eu vă voi spune ceea ce mi s-a întâmplat în ultimele zile de când m-am internat. Am venit pe 4 martie, programată la cezariană, la ora 17:30 și am venit cu vreo 2-3 ore înainte ca să văd decorul. Am aici un decor foarte frumos, scrie Clara, cu litere, cu baloane. Am avut și mai multe baloane, dar s-au desumflat. Am venit să mă bucur de decor, să fac poze și mai departe, le-am și postat, le-ați văzut. Ei bine, am ajuns în sală la ora 17, a început operația de cezariană, cu anestezie, cu tot. La 17:30 a ieșit Clara Maria și imediat cum mi s-a pus la obrăjor și am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardiorespirator. De ce am intrat în stop cardiorespirator? Vă explic imediat. Pentru că am făcut embolie amiotică. Embolia amiotică este un caz foarte rar, 1 la 80 de mii. Nici eu n-am știut inițial ce înseamnă. M-am documentat că eu asta fac și la te cunosc de undeva, stă Wikipedia. Și acum m-am documentat și despre asta să vă spun și vouă ce înseamnă. Embolia cu lichid amiotic, ELA, prescurtat ELA, deci cu un singur L, reprezintă o complicație foarte gravă a sarcinii, a nașterii sau a avortului, cu instalare cataclismică, cu dureri toracice, edem pulmonar, șoc și frecvent deces matern și fetal. Se datorează trecerii de lichid amiotic în sânge, adică lichidul care este în placentă, migrează în sânge. Pronostic, mortalitate maternă, adică mama, între 61 și 86%, sechelăritate neurologică, 85% la supraviețuitare, adică dacă eu sunt acum o supraviețuitare, de ce ar trebui să fiu 85%? Momentan nu sunt, dar vedem mai încolo. Apoi, supraviețuirea neonatală, 60%, adică supraviețuirea fătului. Raritatea afecțiunii și instalarea brutală nu oferă o standardizare a diagnosticului și a tratamentului. Și tratamentul se face mai mult pe bună practică medicală. Adică se poate oferi un tratament dacă medicii respectivi au mai văzut astfel de cazuri, au mai trecut prin astfel de experiențe și știu să recunoască imediat ceea ce se întâmplă. Ei, și vreau să spun că aici, la Sanador, asta s-a întâmplat. Eu am născut cu doctorița mea, Elena Veculescu, care mă monitorizează de peste 10 ani, cu care am născut-o și pe Ela Maia. Imediat cum am intrat în stop cardiorespirator, au început manevrele de resuscitare și am început să fiu resuscitată, am fost intubată și doctorița mea și-a dat seama că asta este problema. Bineînțeles că s-a consultat cu domnul director Herelgiu, directorul spitalului, s-a mai consultat și cu doctorița Nuraltaie Mel. Toți trei, împreună cu doamna anestezistă Mihaela Crăciun, au hotărât că aceasta este problema, că este embolia amiotică, mai ales că sângeram peste tot, adică deja eram cusută, închisă și totuși sângeram. Și au luat toate măsurile necesare ca să curețe tot lichidul amiotic și să curețe tot ce trebuia în interior, ca să nu cumva să ajungă mai departe în sânge tot lichidul amiotic, pentru că altfel aș fi murit. Bineînțeles că am fost în șoc cardiorespirator, am fost intubată și apoi dusă la terapie intensivă. La terapie intensivă am fost vreo 2 zile. Nu mi-aduc aminte absolut nimic din acea perioadă, pentru că probabil eram sedată, deși soțul meu, George, zice că a venit a doua zi, a vorbit cu mine și eu dădeam din cap și păream că îl înțeleg, dar nu mi-aduc aminte acest lucru. El chiar mi-a povestit cu lux și amănunte ceea ce a vorbit cu mine, dar eu nu mi-aduc aminte. Abia ieri am fost adusă aici în salon, abia ieri am văzut-o pe Clara Maria. Până ieri nu am știut unde sunt, ce-i cu mine și așa mai departe, deși oamenii vorbeau cu mine și eu păream că sunt conștientă. După ce am avut o groază de perfuzie aici la gât, am avut 2 în gât, am avut peste tot, nu mai spun pe unde am avut, dar am fost plină de tot felul de cabluri de fire și abia ieri mi le-au scos.
Mi-a lăsat doar această branulă prin care încă mai primesc antibiotic și așa mai departe. Am trecut prin ceva foarte grav, mi s-a spus. Poate nu conștientizez eu foarte bine acum. Eu mă bucur, bineînțeles, că sunt în viață, mă bucur că fetița mea, Clara Maria, este sănătoasă, mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăsta după ce ea a fost scoasă, după ce ea s-a născut, pentru că dacă era încă în burtică, poate cine știe, se întâmpla ceva cu ea. Adică sunt cazuri, am citit, în care această embolie amniotică se întâmplă și atunci când copilul este încă în burtică și atunci moare și fătul și mama. În concluzie, am avut noroc și am avut noroc pentru că au existat aici niște medici care imediat au fost prompți și au știut cu ce se confruntă și au dat seama din prima clipă că este vorba de embolia amniotică și că nu este altceva și atunci au știut să curețe și să administreze, să facă tot ceea ce trebuia pentru această boală. De exemplu, doctorul Hergelegiu mi-a spus că a mai văzut doar câteva cazuri de-a lungul carierei sale, adică e foarte greu să stabilești un diagnostic dacă nu ai experiență și dar dânsii au știut exact ceea ce se întâmplă, tocmai pentru că au văzut, au știut și și-au dat seama imediat de ce problemă suferă. Foarte, foarte important de menționat că această embolie amniotică nu se întâmplă doar la cezariană. Se întâmplă și în naștere naturală, atunci când se rup membranele, femeia se chine în travaliu și se iasă copilul și chiar și atunci puțin lichid amniotic poate să intre în sânge și să provoace această cascadă și mama poate să intre stop cardiorespirator și să moară. Așa că am citit foarte multe comentarii cum că vai, ai născut prin cezariană și de aia ți s-a întâmplat. Nu! Se poate întâmpla oricând și la cezariană și la naștere naturală și atunci când nu naști, pur și simplu ești în trimestru, nu știu, 3 și ți se întâmplă ceva. N-are nicio legătură cu cezariana. De acum înainte să nu vă fie frică de cezariană. Este un caz foarte rar. Este unul la 80.000, adică nu vă imaginați că ceea ce mi s-a întâmplat mie, gata, o se întâmplă acum foarte des și la toată lumea. Nu! Așa că fie că alegeți natural sau cezariană, nu vă faceți griji, alegeți în continuare ceea ce vă face confortabil, cum vă simțiți mai bine, dragi mămici, și să nu vă fie frică să aduceți pe lume bebelușii frumoși care ne fac viața mai frumoasă. Am primit foarte multe mesaje de la voi, foarte multe mesaje încurajatoare, vă mulțumesc din suflet. George a încercat să vă țină la curent pe pagina de Facebook și să vă spun exact ceea ce s-a întâmplat, pentru că exista tot felul de zvonuri și presa alimenta și atunci el a trebuit să posteze împreună cu Clinica Sanador, să posteze tot felul de comunicate pe Facebook și am citit toate comentariile ieri și azi. Asta am făcut toată ziua, am stat să vă citesc comentariile și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Să știți că contează foarte mult, pentru că știți cum e, la bine toată lumea e ok, dar la rău contează să vezi cine este cu adevărat alături de tine și cine își trimite mesaje și cine chiar ține la tine și vrea să-ți trimită un gând bun. Și fetița mea s-a trezit, ia uitați, uitați ce păr are, uitați ce păr are ea. E brunetă, ca taică, să uitați-vă la ea. Frumoasă, tare, și mititică, ia uite, uite, mititică, e cât o palmă, așa. Mititică, mititică, drăguța de ea. Abia am mâncat și acum o să doarmă 3-4 ore. Mă bucură că mănâncă la un interval destul de mare și mi-a venit și mie laptele. Deci o să fie hrănită și cu laptele meu și cu lapte praf. Îmi place să combin pentru că noaptea dacă îi dau lapte praf o să doarmă mai bine și ziua îi dau laptele meu. Așa am făcut și cu ela și a fost foarte bine. Așadar, dragii mei, mă bucur că sunt sănătoasă, mă bucur că am trecut cu bine prin această experiență. Cred că o astfel de experiență te schimbă inevitabil pentru toată viața și te face să apreciezi mai mult ceea ce ai, mai mult viața pe care o ai, mai mult persoanele din jurul tău pe care le iubești, familia ta și așa mai departe. Și pe voi, cei care mi-ați lăsat mesaje, bineînțeles, vă apreciez mai mult. Apreciez mai mult tot ceea ce am și mulțumesc Dumnezeu, cerului, universului, doctorilor, mulțumesc tuturor că am fost salvată. Și sincer vă spun, nu știu dacă aș fi fost la un alt spital, dacă s-ar fi întâmplat la fel. Adică sunt foarte fericită că m-am aflat aici la Sanador, fericită că doctorița mea, Elena Voiculescu, a fost aici, domnul Hergelegiu, Nuralta Emel, doamna anestezistă, Crăciun, adică mă bucur foarte tare că am avut parte de această echipă minunată care a reușit
să mă salveze și mă bucur că sunt aici la Sanador pentru că am avut parte de toate condițiile, condiții excepționale, deci de cazare și de, din punct de vedere al nașterii, și că au fost niște oameni foarte, foarte buni care m-au salvat. Puciu, mami, puciu, puciu, puciu meu. Ia priviți, priviți, frumoasă e. Știu că o priviți de la spate, dar vă spun eu că e foarte frumoasă. E foarte frumoasă, foarte frumoasă. Acum doarme și îmi place la nebunie că miroase a bebeluș și o miros în continuu. Hopsa, acum e mâncată și schimbată și face nani. Nani, nani. Mititică, așa. Am și uitat că ea era atât de mititică. Nu mai știu. Am uitat. Și Ela nu a venit până acum aici, așa că abia aștept să ajung acasă și sunt foarte curioasă cum o să reacționeze. Presupun că o așteaptă cu drag și sper să se iubească din prima clipă. Doamne, ce frumos miroase! Așadar, dragii mei, sunt o norocoasă. Se pare că am scăpat cu bine din toată această experiență negativă. Mulțumesc tuturor pentru mesaje. Am primit foarte multe mesaje și de la oameni din industria muzicală și de la voi toți. La unele mesaje chiar nu mă așteptam. Așa că vă mulțumesc din suflet, dragii mei, pentru toate gândurile bune. Și sper să ne revedem cu bine. O să fac un vlog cu reacția Elei atunci când o vede pe Clara Maria. Abia aștept să văd și eu și cred că și voi. Vă pup dulce! Stă o mică fericită a două fetițe. Două fetițe! Ce-și poate dori mai mult o mămică decât două fetițe drăgălașe. Drăgălașe și frumoase și brunete ca taică-su.